seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate și, așa cum vă anunțam încă din ediția trecută, l-am alături de mine în această seară, în platoul Valahia TV de această dată, pe domnul dr. Iuliu Stan. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Bine că ne-am reîntâlnit după ce în ediția trecută am avut alături de noi o doamnă care ne-a împărtășit din experiența dumneei referitor la suplimentele nutritive și, așa cum le-am spus telespectatorilor de acum două emisiuni, vom începe, începând din această seară, să discutăm despre fiecare supliment în parte, fiecare mineral, fiecare vitamină importantă pentru organismul nostru. Așa că începem cu calciul. De ce cu calciul? Pentru că este un element extraordinar de important în buna funcționare a organismului, dar mai multe ne veți spune dumneavoastră. Vă rog, de ce cu calciul totuși? Sigur. Calciul este un element cu greutate, am putea spune, în economia organismului, ținând cont de faptul că de când ne naștem și începe să se formeze scheletul osos și, eu știu, până în a treia decadă a vieții, când, eu știu, structura și densitatea masei osoase începe să scadă, el e prezent în permanență în acest tot ciclu. Este un element important pentru că este implicat pe de parte în remodelarea și sinteza osoasă și știți că de la naștere și până, eu știu, la momentul în care s-a finalizat creșterea osului în lungime, el în permanență încearcă să-și îmbunătățească organismul, densitatea și rezistența, astfel încât să prevenim chiar și fenomenele de osteoporoz. Vedeți, calciu, pe de o parte, este situat la granița dintre jocul osteoclastelor, cele care sunt chemate să remodeleze osul de-a lungul perioadei de creștere și osteoblastele care sunt preponderent implicate în procesul de sinteză osoasă. Și atunci, în prima perioadă a vieții, în copilărie și în adolescență, cantitatea de jocul acesta între osteoclaste și osteoblaste este foarte bine echilibrat și coordonat de sistemul neurovegetativ. Calciul nu se găsește numai în oase. Calciul se găsește și în lichidele extracelulare și pe lângă aportul pe care îl are în densitatea osoasă, are și foarte multe alte funcții extrem de importante în cadrul economiei organismului. Spuneam că în momentul în care s-a încheiat creșterea lungimea osului, procesul de remodelare osoasă nu s-a terminat. Deci încă până pe la vârsta de 30 de ani, conform studiilor, noi avem nevoie de un aport suficient de calciu, astfel încât, din punct de vedere al obligațiilor pe care le are scheletul osos, să corespundă cât mai bine nevoilor. Spuneam că el se găsește și în lichidele extracelulare și, de exemplu, favorizează activitatea unor enzime, lapt fermentul, proteaza pancreatică, având un rol efectiv în modul în care sunt, eu știu, degradate principiile alimentare până la nivelul de aminoacizi și ele sunt absorbite și apoi sunt folosite în cadrul sintezei la nivel hepatic. De asta, unul din obiectivele importante ale, să spun, organismului reprezintă, pe de o parte, masa osoasă cu o rezistență bună și, pe de altă parte, menținerea concentrației calciului în lichidul extracelular. În momentul în care, să spunem, se produce o scădere a concentrației și aici ar trebui să aducem în atenția telespectatorilor faptul că
În general, media unei concentrații foarte bune în calciu este între 10 și 12 miligrame la 100 de mililitri. Asta, să spun că toate statisticile medicale recunosc, deși intervalele de normalitate, dacă veți merge la un laborator de analize medicale, o să vedeți că acceptă chiar și sub 10 sau peste 12. Spre deosebire de concentrația calciului total, da. Pentru că pe lângă calciu total este și o formă ionizată care are alte roluri, vom reveni pe parcursul emisiunii și la ele. Aș vrea să vă spun, de exemplu, că eu știu, concentrația la nivelul mușchilor striați este de 15 miligrame. Deci mai crescută. Este mai crescută pentru că el intervine în contracția musculaturii și este nevoie rapidă de o concentrație adecvată, astfel încât mișcarea să fie cuplată și cu transmiterea impulsului nervos de la nivelul creierului, care comandă și care solicită efectuarea acestei mișcări. Atunci când organismul nu poate, de exemplu, și să știți că o concentrație proastă în calciu, da, nu se datorează unei alimentații deficitare. Însă în momentul în care apare o scădere a concentrației calciului în lichide și în sânge, automat este informată glanda paratiroidă, care obligă la extragerea calciului din oase. Deci totdeauna scăderile concentrației de calciu sunt pe seama datoriei pe care o are osul și de-a lungul timpului noi trebuie să avem grijă ca și prin alimentație și nu numai prin alimentație să obținem nivele ale calcemiei cât mai bune, astfel încât să nu se apeleze la acest mecanism. Vedeți, spuneam că o hipocalcemie nu se datorează lipsurilor alimentare. De cele mai multe ori, când eu știu, la investigări repetate ale concentrației de calciu constatăm valori sub limitele admise, trebuie totdeauna să ne gândim la o afecțiune legată de paratiroidă. Și deci o explodentă, sigur că da. De asemenea, insuficiența renală, lipsa vitaminei D3, hipomagnezemia și în special hipomagnezemia acolo unde există și un comport, să spun, exagerat față de consumul de alcool. Toate acestea pot să ducă în mod indirect la concentrații, să spun, sub valorile admise și afectând în ultima instanță buna funcționare a organismului. Ce reacție are organismul atunci când ne confruntăm cu o hipocalcemie? În general, gândiți-vă că contracția musculară și avem senzația de slăbiciune. Da. Mușchi striați sunt și la nivelul intercostal și de multe ori ca simptomatologie apare o lipsă de aer, nefiind, să spun, potențată de către mușchii intercostali capacitatea vitală, atunci și cantitatea de aer sunt simptome pe care le putem regăsi, să spun, fără să fim doctori. Faptul că e un păr extrem de friabil, că sunt unghii și dantura care începe să se carieze, unghiile care se erodează foarte ușor, sunt elemente care pot să ridice suspiciunea asta și cel mai corect ar fi să luăm legătura cu medicul curant. Și normal că o obiectivizare prin investigații de laborator mi se pare extrem de utilă ca să știm dacă într-adevăr este una trecătoare sau una care e permanentă.
Deci astea sunt cam, să primele spun, semne, să spunem, da. Nu, sunt criteriile după care calciul poate să scadă. Da. Noi încercăm prin alimentație să corectăm și să aducem nivelele sanguine ale calciului la valori normale. Apropo de alimentație, s-au făcut studii în Statele Unite care au vrut să vadă legătura dintre hipertensiune arterială, da, și diverse, să spun, regimuri alimentare. S-a luat în considerație trei regimuri alimentare, unul clasic, unul bazat în special pe fructe și legume și unul care, să spun, că a fost ușor modificat, în sensul că pe lângă legume și fructe au fost și introduse și lactatele degresate. Da. Pentru că e foarte important să știm că raportul dintre cantitatea de calciu și, eu știu, grăsimi este unul defavorabil calciului, pentru că grăsimile ciocolata pot să reducă absorpția calciului. Deci e indicat să căutăm lactate cu o cantitate mai mică de grăsime. Asta este concluzia unor, da, studii, nu este concluzia, exact, mea, și eu nu fac decât să o, da, nu fac decât să o împărtășesc telespectatorilor. Și s-a constatat că, în special la persoanele predispuse la hipertensiune arterială, cei care au consumat cantități între 1000-1200 până la 1500 de miligrame pe zi din alimente, dar și din suplimente nutritive atunci când nu se acoperă. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Vedeți, noi mergem la supermarket și cumpărăm foarte multe produse lactate. E foarte bine ca să ne uităm pe etichetă și să vedem concentrația la 100 de mililitri sau la 100 de grame în calciu. În felul ăsta putem să avem o balanță obiectivă. Cam cât s-a ingerat, cam care sunt recomandările nutriționiștilor și medicilor, astfel încât să avem o concentrație cât mai bună. Concluzia studiului a fost că persoanele care aveau asemenea aport de calciu alimentar sau din suplimente alimentare au un risc mult mai scăzut și de apariția hipertensiunii arteriale, dar și e benefică acest consum chiar în cazul hipertensiunilor, să spun, moderate, nu hipertensiunilor severe. De asemenea, studiul ăsta s-a mai extins ulterior și cu un studiu legat de consumul de calciu, hipertensiunea arterială și cantitatea de sare. Ce s-a observat? Că cei care aveau un aport corespunzător de calciu și nu erau limitați ca și consum al cantității de sare, aveau aceleași rezultate pozitive față de lotul la care, să spun, s-a introdus o restricție severă a clorului de sodiu a sării în alimentație. Deci, din capul locului se vede că calciul reprezintă un element extrem de important. Pentru că zic că e un element extrem de important, să nu uităm și faptul și să-l aducem în atenția telespectatorilor că el favorizează și sinteza de insulină. Crește capacitatea de stimulare a heparinei. El este un bun neurotransmițător. Calciul intervine în coagularea sanguină și sunt destule discrazii sanguine, tocmai din cauza, să spun, calciului care este în cantitate insuficientă și nu poate surveni în coagulare. Pentru că tot ați vorbit de calciu și hipertensiune, mai puteți să ne furnizați și date referitoare la calciu și alte
afecțiuni sau alte boli asociate? Nu, aș vrea să vă mai spun două lucruri. În primul rând că mai puțin seama pentru populația care este afectate de afecțiuni cardiovasculare și în special insuficiența cardiacă, dar nu numai. Da. O cantitate, să spun, calciu interferă cu absorpția digoxinei. Digoxina este un tonic cardiac pe care îl folosesc marea majoritate a persoanelor care au fost diagnosticate cu insuficiență cardiacă. Fenitoina, de asemenea, tetraciclina, ciprofloxacinele sunt diminuate ca și absorpție. De asemenea, o concentrație extrem de crescută a calciului poate să defavorizeze absorpția fierului, absorpția magneziului, absorpția fosforului. Și atunci e bine ca întotdeauna când, eu știu, apelăm la suplimente nutritive, în permanență să avem grijă să nu exagerăm prin aceste suplimente nutritive. Ele sunt extrem de necesare și benefice, dar niciodată nu trebuie exagerat și cred că cea mai bună modalitate de a ține sub control consumul de suplimente, inclusiv de calciu, este discuția cu medicul și, până la urmă, chiar și o, să spun, investigare obiectivă și o obiectivizare a concentrațiilor de calciu pe care le avem într-un anumit moment în sânge. Și am ajuns așadar la hipercalcemie. Dacă am vorbit mai devreme de cantitate redusă de calciu în organism, acum vorbim de cantitate crescută. Cu ce probleme ne putem confrunta dacă, pe lângă cele spuse? Hipercalcemia, să știți că în stadiile ceva mai avansate, dincolo de crampe, și poate că nu intenționez să impresionez telespectatorii, dar o hipercalcemie de lungă durată și netratată poate să ducă până la delir, coma sau chiar să se soldeze cu decesul. De asta e foarte important ca, eu știu, colaborarea cu medicul și apelarea la laboratoarele de analize medicale. Dar aș vrea să mă reîntorc la faptul că, eu știu, concentrația de calciu este și în strânsă legătură cu vitamina D3. Și de ce spun că este în strânsă legătură? Când există o concentrație scăzută, o hipocalcemie, vitamina D3 este transformată în calciferol și favorizează absorpția calciului. Această absorpție se produce la nivelul duodenului și la nivelul porțiunii inițiale a jejunului. Scade excreția de calciu prin urină, deci încearcă să mobilizeze toate formele prin care să readucem concentrația calciului la normal și încearcă să protejeze masa osoasă, pentru că totdeauna se apelează foarte rapid la rezervele de acolo. Sigur că da, la rezervele de acolo. Ori vedeți, dacă noi nu le reintroducem și în special m-aș referi în perioada de iarnă în care producția de vitamina D3 datorată faptului că noi nu ne mai expunem la soare e afectată. Și mai cu seama când este o iarnă ceva mai lungă, suntem și predispuși sedentarismului și nu beneficiem de razele de soare pe care le avem la dispoziție în timpul iernii, este foarte bine ca suplimentele de calciu să prevadă și vitamina D3. Și aș vrea să fac referire la faptul că într-una din emisiunile anterioare eu mă refeream la efectele benefice asupra persoanelor care au folosit mai multe tipuri de suplimente, da, într-adevăr, studii, nu atunci, da, concomitent, ci în perioade diferite,
față de persoanele care iau totul într-o capsulă. Mi se pare mai ușor, este mai ieftin, dar nu înseamnă că are și o eficiență mai bună. Și atunci totdeauna trebuie să judecăm raportul cost-eficiență, astfel încât să ne fie extrem de favorabil nou. Revenind la întrebarea care mi-ați pus-o de faptul că, eu știu, toate variațiile astea ale calciului au influențe asupra și a simptomatologiei și a stării de bine, de sănătate, să spun, în condiții rezonabile. Totdeauna se recomandă ca, să zic, în alimentația obișnuită sau din alimentația obișnuită să facă parte iaurturile, brânzeturile degresate, sucurile din lămâie, pentru că, vedeți, calciul este influențat și de vitamina D3 și de potas, de vitamina K și de vitamina C. Și în permanență de asta concluziile care de care spuneam mai devreme, asocierea dintre legume, fructe și lactate degresate este una benefică pentru oricine, pentru a ne asigura un aport cât mai important. Vedeți că, în special după menopauză sau chiar și la femeia în trimestrul 2 și 3 de sarcină, tot în urma studiilor s-a constatat că o concentrație bună în calciu care să asigure și fătului necesar, nevoile cotidiene de calciu, dar și mamei, sunt extrem de importante în prevenirea apariției hipertensiunii arteriale. Chiar dacă la persoanele care n-au această predispoziție, dar nu le aduce niciun fel de deserviciu, e bine ca și alimentația bogată în calciu, dar și suplimentele nutritive de calciu alături de vitamina D3 să fie utilizate la recomandare medicală și să fie urmărite în permanență, astfel încât să garanteze că lucrurile merg bine și în etapa următoare, să spun, postpartumului. Vorbeați mai devreme despre alimentele care sunt bogate în calciu și, în general, lactatele. Ce ne facem cu cei care nu sunt consumatori de lactate sau nu preferă această categorie alimentară? Nu. Aici e bine că a spus întrebarea și să vă spun și de ce. Există intoleranță la lactoză și o parte nu pot consuma, da, laptele. Dar și acolo să știți că avem iaurturile degresate și poate că unul din produsele cele mai bogate în calciu și cele mai recomandate este parmezanul, șvaițerul. Noi trebuie să încercăm ca să folosim tot ce este procesat de natură și înainte de folosirea, să spun, a suplimentelor, trebuie să apelăm la modalitatea de a ne asigura nevoile de calciu printr-o alimentație corectă și adaptată și toleranțe individuale, pentru că în funcție de, să spun, populațiile din zonele temperate subtropicale și gradul de utilizare a calciului este extrem de diferit. De asta, în studiile care s-au folosit în funcție de populație, suplimentele au variat între 500 de miligrame și 2000 de miligrame. Foarte depinde și expune mare intervalul. Exact, da? Foarte mare intervalul, pentru că este specific alimentației, organismelor care sunt expuse mai mult sau mai puțin la soare. Teoretic, în urma
ingestia alimentelor bogate în calciu, produsele lactate și toate derivatele, aș vrea să vă spun că în condiții de normalitate se absorb în procent de 20-40%. Deci e o absorpție limitată, nemai vorbind de interacțiunile de care vă spuneam, da, și care pot favoriza sau defavoriza absorpția sau pot să favorizeze excreția pe cale renală a calciului, și atunci e bine ca totdeauna să nu trăim numai cu convingerea că având un comportament alimentar normal cu, eu știu, semințe de floare a soarelui, fasole uscată, broccoli, conopidă, care sunt extrem de bogate în calciu, spre deosebire de cele care conțin fitați și, în general, cereale, pentru că acești fitați leagă în mod insolubil și neutilizabil în ultima instanță calciu, formând un produs stabil pe care noi îl eliminăm și așa. Ne folosim taninurile de taninurile din anumite fructe, din struguri, din vinuri, pot să reducă absorpția calciului. Eu știu, ciocolata, grăsimile reduc absorpția calciului. De asta, pentru că tot discutăm despre grăsim și calciu, aș putea să vă spun că, în general, persoanele care doresc să slăbească, și aici mă refer tot la studii, da, și care au consumat, să spunem, 1200 de miligrame de calciu și alimentar și sub formă de suplimente, ard cu 25%-30% mai bine grăsimile și slăbesc mai ușor. Și nu este o invenție. Deci, atenție, eu știu, amatorilor, așa, indiferent de sex, că ar fi bine, înainte de a se apuca de o cură care folosește, eu știu, produse extrem de diversificate, să vadă cam cum stă cu calcemia, cam care este alimentația, cam care e consumul zilnic alimentar în asigurarea cu calciu, și acolo unde este nevoie să impun suplimentele alimentare ca să slăbească mult mai ușor decât. De asta rolul calciului, de exemplu, în combaterea obezității este extrem de important, pentru că s-a văzut că valori față de cele normale, da, de 1200-1500 de miligrame, dacă este sub această concentrație, sunt stimulate adipocitele să absoarbă grăsimile. Și atunci, normal, crește cantitatea de țesut gras, da, și ne întrebăm de ce anume ne îngreșăm. Tocmai pentru, da, că există acest deficit care ne este potrivnic, de care nu știm sau nu am luat la cunoștință și pe care îl putem combate relativ ușor și fără riscuri deosebite. Foarte multe lucruri interesante ne-ați spus și multe noutăți pentru mulți dintre noi, chiar dacă am putea să spune că părem informați, dincolo de toate aceste informații, da, pe care le găsim peste tot, opinia și informațiile venite de la un medic sunt foarte importante. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să ne spuneți cu ce temă ne vom prezenta săptămâna viitoare în fața telespectatorilor. Pentru că am făcut referire și la magneziu, da, eu cred că data viitoare o să vă propun și telespectatorilor, le propun ca și tematică magneziu, rolul lui cu absolut. Eu am încercat în emisiune să fiu ușor reducționist ca să fie pe înțelesul tuturor. Mă interesează să se rețină minimum 25% și esențialul din ceea ce spun eu. N-am încercat să folosesc termeni tehnici,
ci numai să fac referire la ce ne spune nouă literatura medicală de specialitate și care sunt lucruri dovedite. Nu sunt, eu știu, invenții sau supoziții pe cum că așa ar fi mai bine sau să nu cumva să mă suspectați de faptul că susțin suplimentele alimentare. Sunt necesare atunci când avem nevoie de ele. Extrem de necesare. Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în platoul Valahia TV și vă așteptăm prin urmare și joia viitoare tot aici la Valahia TV, la emisiunea Sănătate Înainte de Toate, cu domnul doctorul Iulius Stan și vom afla atunci ce, cum și ce trebuie să știm despre calciu. Așteptăm întrebările dumneavoastră pe această temă pe adresa de e-mail a emisiunii noastre sanatateinaintedetoate@vtv.com. Eu sunt Ana Maria Trăznea, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem joi seară la Valahia TV. O seară bună să aveți! Bună seara!